amenzi drastice pentru proprietarii de restaurante cu specific asiatic din București. Comisarii Protecției Consumatorului au verificat 18 unități de alimentație publică pentru a vedea dacă sunt respectate prevederile și normele de lucru legale. În timpul controalelor, Comisarii Protecției Consumatorului au constatat că produsele comercializate în restaurante aveau termenul de valabilitate depășit, condițiile de depozitare, precum și cele de igienă în care erau prelucrate alimentele, erau neconforme cu standardele în vigoare, iar materiile prime nu erau însoțite de eticheta de produs care să ateste proveniența acestora. Pentru neregulile constatate, Comisaria NPC au aplicat 26 de amenzi contravenționale în valoare de 310.000 de lei și au dat 5 avertismente. Totodată au fost retrase de la comercializare peste 1.000 de kilograme de produse alimentare în valoare de peste 35.000 de lei. În plus, pentru 9 unități s-a dispus închiderea pe o perioadă de până la 6 luni.